Astăzi, fraților, am găsit ceva dubios în casa mea. Am găsit chiar aceste semne care scrie aici că știu că ești corupt, dar dacă nu aduci 50 de galben la coordonatele acestea, ascunzi sub dărți într-un cest, te voi da afară din poliție și te voi exila. Scrie ce a semnat împăratul, dar nu știu ce să cred acum, adică să fim serioși. De când ar cere împăratul așa ceva, când el are nevoie de protecție împotriva lui Nociv? Adică, vă dați seama că Nociv e inamicul numărul 1. Și acum, na, nu mai știu și eu ce să mai cred. Am fost amețit cu totul, adică, na, a venit și seara, dar până în alta v-aș ruga și pe voi să apăsați acolo butonul de like și de subscribe. Să apăsați voi clopoțelul ăla că m-ar ajuta foarte, foarte, foarte mult. O să sparg sign-urile astea că n-am cum să le țin în casă, totuși mi se pare dubios că a putut cineva să scrie așa ceva. Nu o să dau vina neapărat pe împărat, pentru că eu sunt de partea împăratului și cum să fac împăratul așa ceva. Domnul Luca Lux s-a dus în pădure. Doamne, pare că mă spionează, dar o să plec, mi se pare super dubios. O să mai explorez și eu satul ăsta pe aici. Nociv și-a făcut o mică fermă. Domnul Zeri, de ce stați așa? Doamne. Păi, făceam aici, bunăvări. Unde mi-e spyglass-ul? Nu nevoie neapărat de spyglass-ul ăla. Să-l iau din casă. Bă, domnul Lucaluc mi se pare foarte dubios, adică pe bune acum. Eram suspect pe el de dinainte, o să mă mai uit în păduri, poate văd pe vreun inamic. Mie unul mi se părea domnul Lucaluc foarte dubios. Că ultima oară a tras cam mult de timp ca să nu știu, că chiar nu știu de ce a tras omul de timp, dar ce omul, că e un burger. Asta e problema, că nu e om, că dacă era om era mai normal. Bine, și eu sunt un urs polar, dar totuși o să mai inspectez pe aici chestiile și ce ziceam, domnul Lucaluc trage de timp și nu știu de ce. Este clar că este un om suspect după părerea mea, de creeper-ul ăla. Creeper-ul ăla cred că e și mai suspect, să fiu sincer. Inclusiv calul ăsta este destul de suspect. Să mă uit cu spyglass-ul. Doamna Oana se pare că nu este acasă, nu cred că este acasă. Dar deci probabil domnul Lucaluc o să fie arestat preventiv. Pentru că mi se pare super dubios, domnul Ciuri nu e acasă. Deci bulgarul Luca o să-l băgăm la zdup dacă mai face chestia iurea, măcar și-a terminat și el casa, adică măcar atât. O să mănânc și o pâine, mă ajut în pădure, dar mi-e cam frică, pentru că nu mi-am pus armura pe mine, că o țin pe asta mai ca lumea, care îmi place mie cu adevărat. Armura aia albastră s-a învechit, nu mai îmi place. Aoleu, ce se aude? Vocile din cap, doamne, au venit vocile, în ratopia. Să mă mai uit să inspectez situația pe la port. Domnul Gogu e bine. Satul pare să fie în siguranță cu mine aici. Păcat că nu e și doamna Oana. Deci sunt ușile deschise. Deci ce sunt ușile deschise oare? Fereastră. Bărcile. Sunt chiar două la locul lor. Deci portul pare să fie în regulă. Da, deci satul pare în regulă. Mai te coleacă pe la împărat și vedem noi care e faza și pe la împărat și după, nu știu. O să mergem la domnul Lucaluc pentru că este foarte suspect și o să luăm la întrebări o leacă. Cam așa dubii cu el. Se aud tot felul de chestii. Câinele ăla face așa? Mamă, câți câini aici, e periculos de câini. Și calul, e calul stă aici, la poartă. Doamne, nu este iluminat pe aici, o să pun și o lumină. Pentru că nu se poate să fie doar atâta lumină în sat. Vin monstri, vin creeperi și nu e bine. Păi ar muri toată lumea dacă ar fi creeper așa peste tot. Dar abele bănuiesc că sunt în regulă. Adică astea sunt cele mai păzite, vă dați seama. Sunt cele mai păzite, dar nu acum. Bine. Mamă, rucsacul e scumbă. Rucsac de diamond, văd. Oameni, foarte dubios. Foarte dubios, o să mă duc curând la domnul Lucaluc. Mai văd ce face căsuța mea, că n-am mai păzit-o. Adică mi-e cam frică, după ce am văzut sign-urile apuse în casa la mine, mi-e cam frică. Să fiu sincer cu dumneavoastră. Deci chiar stau cu ochii în patru după cel care mi-a pus sign-uri. Poate o să mai pună, eu știu, nu știu. Asta zic că mi-e frică. Mă uit în stânga și în dreapta. Crafting table acolo. Domnul Ciuri are calul în pământ, doamne. Da, nu știu, pare totul în regulă acum, dar v-am zis, sign-urile alea au fost foarte dubioase, adică cineva sigur stă cu ochii pe mine și mi-analizează toate mișcările. Doamna Oana n-a venit acasă. Să analizez și aici la capătul satului. Creeper. Da, nu știu, nu știu ce să zic. Ei, s-a făcut zi după ce am stat și o leacă relaxat și vreau să mă duc neapărat la casa lui Luca. Hai să văd ce face eu domnul Luca, că era foarte suspect zilele astea, chiar mă trăgea de limbă, trăgea de timp, asta e casa lui, nu? Asta e după aici frumos, nici gar nu are, adică să fim serioși. Are și el un copac, doi trandafiri. Domnul Luca! Domnul Luca, sunteți acasă? Și să mai intru de cu forță, mai stau eu să mă uit dacă are omul, dacă e la poarta lui. Ia că urc. Bă, dar are domnul Luca casa goală, adică nici el nu e în casă, are și casa goală, are un pat. Doamne, pe omul ăsta creează probleme și nici măcar nu mai e în sat. Nu mai e în casă omul meu burger. Uite ce are aici, tarabă. Mai e și goală.
Vorbesc serios cu mine? Domnul Luca nu e nici în spatele casei. Doamne, trebuie neapărat să-l caut să-l arestez, că e jale cu burgerul ăsta plimbător, care face numai probleme. Mă, o fi băgat sub pat. Nu e, mă, sub pat. Cum o să capă burgerul sub pat? Cum să fie sub pat? După Envil aici? Nu-i. Băgat în chest. Nu e nici în chest. Furnal? Nu e în furnal. Nu, trebuie să mă duc să explorez satul. Că e jale cu burgerul Luca Luke. Nu e, mă, nici aici. Printre copaci. Atâta trebuie să tai copaci din pădure. O fi cu albinele. Cu albinele nu e. Iau un chest. A, e gol. A plecat domnul Luca. A făcut probleme și nu-l mai găsim. Domnul Zeri! Nici Zeri nu mai e acasă. Nocivanu nici n-are casă. Cherose nu e acasă. Bă, nu mai e niciun cetățean acasă. Oameni, urmă de cetățeni nu mai există aici. Urmă de pământean. Noroc că e Gogu. Singurul meu prieten. Care nu e fals. A, dar chiar, mă, domnul Luca Luke poate e la fermă. Poate s-a dus la robică. Parcă văd acolo ceva. Văd că s-a cules uitul. Să fi venit fermierul. Nu știu, ia să iau o barcă. Ia că mă pun aici. Așez și eu chestiile astea. Îmi pun și eu o mică armură de ofițer. Că gata, îmi fac activitatea acum. Și ia să mergem. Să vedem ce se întâmplă pe aici. Nu, deci eu pe Luca chiar îl arestez. N-am cum să las omul așa. Deci uitul e luat și nu e o urmă de om aici. Nici măcar fermierul nu e. Sper să nu mă împiedic să calc pe o bucată de asta de fermă. E un greu că e jale. Nu, deci Luca Luke direct la prâna el bag. Nu are voie să facă așa ceva. Face prostii, eu îl suspectez că el pleacă din sat, păi normal că știe. El deja știe că e dată în urmărire. Nu știu ce să mai fac, mă duc la domnul împărat și ridic problema. Dacă iese și el acasă, dacă nu e nici el acasă, e groasă treaba. Avem probleme mari. What? M-am văzut ceva. Zeri, tu erai? S-a auzit. Da. Da? Da, bă, ce? Zeri, s-a aici. Mă, ce se întâmplă? Am văzut ceva la casa împăratului. Tu erai? Nu, nu eram eu. Nu erai tu? Păi cine e atunci? Nu. Na, nu te cred. Făceam restocul la magazin. Eu îl caut pe domnul Luca Luke, dar nu-l găsesc. Nu știu, căutați-l, că e prin sat pe undeva, probabil. Mi se pare suspect, am fost la casa lui, nu era, la port, nu era, la fermă, nu era. Păi unde e burgerul ăsta? El nu știe că e suspect și e căutat. Chiar vreau să-l bag la închisoare, că deja prea face prostii. Da, da, da. Aici a sus nu e, bă, dar mă jur că am văzut ceva. S-a fi băgat Luca Luke în ghiozdan. Nu e în ghiozdan. Mamă, aici nu știu dacă am voie la domnul împărat jos. Dar hai că pentru domnul împărat trebuie să-l ajut cu problemele din sat. Dacă Luca Luke e suspect, n-am ce să fac. Asta e o simplă mină, nici măcar nu e ceva aici. Doamne, nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Cred că văd alucinații. Mă duc înapoi acasă că e jale, deci Luca Luke clar dat în urmărire generală și căutat, băgat la închisoare. O să-i spun și Oanei de cazul ăsta.